Da. Nu e foarte serios, nu e de glumit. Disponibilizări. Asta, da, asta știam cu toții. Că se întâmplă și vine cu toții. Cine se trezește știe. Și e foarte serios și... Și atunci... Sărim, pârlează într-o lume paralelă, da? Unde așa e. Unde unde? Da. Omul nu e omul nu e dat afară, omul e schimbat de la un job la altul, da? Se fac e cineva care se ocupă, cine pricepe, da? Verifică, face ca o calificare, verifică abilitățile care le are în profesia dată sau în alta, ce știe să facă, da? Se fac niște din alea. Ha, Doamne, că-mi scapă cuvântul. Hârtii, zic hârtii. Niște hârtii unde se scrie, da? E făcut. 1, 2, 3, 4. Ce trebuie să completeze omul? Ce știe să facă? Da, sincer, da? Că noi actorii, când te angajai la teatru, te întreba. Jos scria dacă știi să cânți, dacă știi să dansezi, dacă știi să urci pe cal, dacă știi să faci scrimă, dacă știi să tragi cu pușca. Nu, nu m-a întrebat nimeni, da? Și scrii, sincer, dacă câte limbi cunoști și tot, 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 da? Așa fiecare om. Și atunci e un fel de reevaluare și recalificare a omului. Și fără nicio supărare, omul spune ce știe să facă, poate între timp a mai făcut niște cursuri, a mai învățat ceva și văzând actul ăsta cu... Am avut 20-30 de ani în ceva, uite, am 5 ani în altceva. Sau am 2 luni de nu știu ce, 2 luni de nu știu ce și știu să fac aia. Știți? Da. Ce vă place cel mai mult din astea trei? Uite, îmi place asta sau asta. Domnule, asta sau asta n-avem locuri, dar uite ce n-ai zis, dar știi să faci. Acolo te luăm. Ceva de genul. Și e foarte serios și asta e în primul rând ce, nu că o să facă, ce face deja România. Punct. Am zis.